În această seară, în care Dinamo adoptă o atitudine defensivă încă din startul acestei partide. Depășit în două rânduri, Georgievski, Pulhac însă are probleme și trimite în afara terenului. Kipciu încearcă să se grăbească, vine Georgievski, spre el se duce această minge, macedoneanul deposedat excelent de Cătălin, de Cosmin Matei. Luat în primire de Mihai Pintilin, deposedat prin faul. Cătălin Munteanu, mingea s-a dus în